Conform regulamentului, cele 32 de echipe participante în această fază a competiției vor fi împărțite înainte de tragerea la sorți în trei urne valorice. În prima urnă se vor regăsi ocupantele primelor 6 locuri din sezonul trecut al Ligii 1. Urna B va fi compusă din restul de 12 formații din Liga 1, în timp ce echipele din ligile inferioare se vor afla în urna C. Formațiile din urna A vor fi împerecheate cu cele din urna C, rezultând 6 jocuri. În continuare, restul echipelor din urna C vor fi grupate cu echipe din urna B, rezultând alte 8 jocuri. Cele 4 echipe rămase în urna B se vor întâlni între ele. Nu știu ce să zic. Orice echipă vine, eu zic că important e să vină lumea la stadion, să jucăm cu un stadion plin. Dacă va fi o echipă titrată, cu atât mai mult. Va fi una abordabilă, vom încerca să dăm totul pe teren, să încercăm să trecem mai departe. Eu, unul personal, îmi doresc o echipă mai de la sfârșitul clasamentului, cum e Universitatea Craiova sau chiar Rapid București, o echipă abordabilă, cum este și Iașul, pentru că eu să ne pare că putem să trecem mai departe și abia după aceea să întâlnim o echipă mai titrată, cum este Steaua, Petrolul, CFR Cluj, Astra. Cred că avem puterea să eliminăm o echipă de mijlocul sfârșitul clasamentului așa. Meciurile din 16-mile de finală vor avea loc în perioada 23-25 septembrie pe terenurile echipelor mai slab cotate.